Contrastantă și complementară ne apare folosirea tehnicii colajului. Multe pagini de rară sensibilitate s-au născut prin colarea unor muzici deja create, interferările unice de natură polifonică sau eterofonică, conferindu-le frumusețe, sugestivitate și un inedit expresiv. Noi am străbătut multe căi de rezolvare tehnică a politempiei structurale, întrucât cele 11 melodii componente de foarte diferite facturi, folosite de Dinu Petrescu în Continuum, au presupus în cele din urmă sub influența conceptului definitoriu al evoluțiilor madrigalului, adoptarea unor noi modalități de tactare, cea clasică dovedindu-se în atar situații insuficientă.